Bun găsit, dragii mei, la o nouă sesiune de terapie prin astrologie cu mine, Ana Fătescu, astrologul vostru. Înainte de a vă povesti despre ce vom discuta astăzi, vă invit să vă abonați canalului meu în cazul în care nu ați făcut acest lucru, să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu terapie prin astrologie. Dacă doriți să-mi lăsați un comentariu, o sugestie sau un mesaj, puteți face acest lucru pe una dintre paginile rețelelor de socializare sau pe adresa de e-mail contact@terapieprinastrologie.ro. Vă invit la secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprinastrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. De asemenea, vreau să vă reamintesc de giveaway-ul organizat de mine. Găsiți aici linkul videoului în care veți afla toate detaliile condițiilor de participare, iar premiul este o astrogramă gratuită. Bun, dragilor! În cele ce urmează, vom discuta despre prima fază de lună nouă a anului 2023. Este cea mai puternică fază de lună nouă a anului și va avea loc sub semnul zodiei Vărsător. Această lunație va avea loc în intervalul 21-22 ianuarie. Așadar, vă invit să rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla toate detaliile legate de acest eveniment astral. Vă pup! Bine v-am regăsit, dragilor! Așa cum am spus și în intro, vom discuta despre prima fază de lună nouă a anului 2023, ce va avea loc în semnul zodiei Vărsător în intervalul 21-22 ianuarie. Acest eveniment va avea loc în casa a patra a hărții momentului. Vă voi detalia în cele ce urmează tot ceea ce este necesar să știți despre acest lucru. Însă, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre faza de lună nouă, deși știu că v-am tot repetat aceste informații, dar pentru cei dintre voi care vizionați pentru prima dată un clip de-al meu, am să vă spun câteva cuvinte legate despre faza de lună nouă. Luna nouă ne vorbește despre noi începuturi, despre tot ce înseamnă idei noi, proiecte noi, relații noi, achiziții și așa mai departe. Este un moment bun în care să semnăm contracte noi, este un moment foarte bun în care să ne setăm intenții pentru următorul ciclu lunar, dar atenție, pentru că aceasta este prima fază de lună nouă a anului, este cea mai puternică, cea mai importantă din an, așadar este benefic să acordați atenție rezoluțiilor, intențiilor pe care vi le setați în această perioadă, în intervalul în care faza de lună nouă se va desfășura, pentru că ele vor influența parcursul vostru în anul ce urmează. Așa că este bine să vă pregătiți din timp și să vă stabiliți cu claritate care sunt nevoile voastre, dorințele voastre pentru anul acesta, ce anume ați vrea să materializați, să concretizați, ce anume ați vrea să continuați din ceea ce s-a întâmplat în 2022, că poate sunt lucruri pe care nu ați reușit să le finalizați și atunci anul acesta poate fi un moment bun să le încheiați. Așadar, este o perioadă foarte, foarte bună pentru a stabili direcțiile în care, practic, ne vom îndrepta în anul ce urmează. Este o perioadă foarte bună în care să ne deschidem. Energia este una pozitivă, una constructivă, una care ne împinge, practic, spre a iniția. Această fază va avea loc, așa cum v-am spus, în zodia Vărsător. Ei bine, cum este Vărsătorul, dragul de el? În primul rând, este un semn de aer, este un semn fix și este un semn de polaritate yang, adică un semn de energie masculină. Da? Practic așa, ca și cuvinte cheie, vorbim aici de originalitate, de prietenie, inovație, autenticitate, individualitate, independență, tot ce înseamnă spirit revoluționar, inteligență, spirit vizionar,
idealism, utopie în anumite cazuri, rebeliune în alte cazuri, spiritualitate, a fi altfel, da? A fi ieșit din tipare. Vărsătorul, de asemenea, are un grad de încăpățânare foarte ridicat și un spirit foarte... El e opusul berbecului. Berbecul are un spirit războinic, vărsătorul revoluționează, da? El vine și schimbă normele. Berbecul se duce la luptă și luptă pentru cauzele sale, vărsătorul vine și revoluționează, vine cu idei noi, vine cu schimbarea, da? El la bază este guvernat de planeta Uranus. De fapt, guvernatorul tradițional este Uranus și Saturn și guvernatorul modern este planeta Uranus, care ne vorbește despre schimbare. Ei bine, de asemenea, vărsătorul ne oferă foarte multă ambiție și determinare în a ne atinge scopurile. Așadar, această lunație la început de an în acest semn zodiacal este extrem de benefică, pentru că ne deschide practic mintea, ne deschide sufletul către noutate, către schimbare, către a reîmprospăta contextele din viața noastră. Poate că trebuie să ne dăm un upgrade la tot ce înseamnă mentalitate, tot ce înseamnă principii pe care ne-am tot ghidat în ultima vreme, da? Mai mult decât atât, prima fază, prima lunație a acestui an a fost cea de lună plină din Zodia Rac, ce a avut loc în intervalul 6-7 ianuarie. Practic, faza de lună plină în Rac ne-a ajutat foarte mult să ne reconectăm cu ecourile emoționale ale trecutului nostru. Și practic, în acest mod, să reușim să ne eliberăm de ele printr-o simțire profundă, printr-o interiorizare profundă a acestora. Pe când faza de lună nouă din vărsător ne vorbește despre viitor. Luna plină în Rac ne vorbește despre trecut, da? Despre a face pace cu trecutul, despre a încheia socotelile cu trecutul, respectiv cu anul 2022 și cu toate experiențele ce au construit practic acest parcurs al nostru. Experiențe care poate ne-au încărcat cu energie apăsătoare. Iar faza de lună nouă vine să ne elibereze, să ne deschidă noi perspective, da? Noi direcții, noi orizonturi. Mai mult decât atât, partea de tot ce înseamnă progres, tot ce înseamnă evoluție, inclusiv evoluție spirituală, așa cum v-am spus, vărsătorul are legătură directă cu sfera spiritualității, da? Toate acestea ne sunt deschise. Mai mult decât atât, prima parte a lunii ianuarie ne-a vorbit inclusiv, deci pe lângă faza de lună plină din Zodia Rac, am avut și tranziția lunii negre Lilith din semnul Zodiei Rac în semnul Zodiei Leu. Așadar, începutul de lună a fost unul extrem de emoțional, încărcat, apăsător, da? Pentru că odată a fost faza de lună plină, apogeul, prima fază de lună plină a lui 2023 și într-un semn pur emoțional cum este Racul, deci a trebuit să eliberăm toată această încărcătură și totodată această fază culminată, acest apogeu, da? Totul a culminat de fapt cu tranziția, cu eliberarea, cu plecarea lunii negre Lilith din Rac în Leu. Deci a fost un moment destul de intens. Așadar, acum vorbim despre o încărcare, despre o încărcare cu tonus, cu vitalitate. Avem nevoie un pic să ne dăm un restart, da? Iar această fază de lună nouă în vărsător ne ajută în acest sens. Ne impulsionează, de fapt, către viitor, către schimbare, către noi perspective emoționale, noi perspective relaționale, noi perspective socioprofesionale. Poate că vom dori să schimbăm inclusiv domeniul de activitate, da? Profesională. Deci este un moment bun de
recalibrare. Atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere profesional. Tocmai pentru că vă spuneam, vorbim de începutul anului și atunci avem nevoie să ne trasăm niște direcții cam pe toate planurile vieții noastre. Suntem încurajați să găsim modalități originale, da? De a ne îmbunătăți existența. Vărsătorul asta face, întotdeauna caută soluții, niciodată nu se dă bătut. Indiferent de situația prin care acesta trece, niciodată nu se dă bătut. Întotdeauna caută soluții originale, creative, prin care să rezolve, da? Toate lucrurile care intervin în existența de zi cu zi. Spiritul acesta de inovație, autenticitate, actele umanitare, partea aceasta de voluntariat și tot ce înseamnă obiective la nivel colectiv pot face parte din lista noastră de rezoluții a anului 2023. Da? Debutăm într-o energie care ne ajută să devenim mai empatici, mai atenți la aproapele nostru, mai atenți la oamenii cu care interacționăm și la oamenii pe care alegem să-i păstrăm în viețile noastre. Să devenim mai selectivi în ceea ce privește prietenii noștri, contextele sociale din care facem parte. Da? Deci este un moment extraordinar prin intermediul căruia ne putem conecta cu tot ce înseamnă viitor. Deci ce poate fi mai benefic pentru noi la început de an decât o lună nouă în Vărsător, care ne vorbește despre viitor, exact ce avem nevoie, da? Persoanele care vor fi influențate în mod direct de această lunație vor fi persoanele născute sub semnul zodiei Vărsător, cei dintre voi care aveți ascendentul în Vărsător, dar și cei dintre voi care, bineînțeles, aveți luna în acest semn zodiacal. De asemenea, și restul semnelor fixe vor fi influențate puternic de acest eveniment astral, respectiv leul care se află pe aceeași axă cu Vărsătorul la polul opus, Scorpionul și Taurul, da? Deci este un moment bun în care să vă conectați așa cu interiorul vostru, tocmai pentru a vă crea o viziune asupra ceea ce vă doriți cu adevărat și nu uitați, în ultimul rând, Vărsătorul nu poate să facă nimic ce are legătură cu rutina, cu constrângerile. Un alt cuvânt care caracterizează această zodie este libertatea. Libertatea de gândire, libertatea de exprimare și libertatea de manifestare. Da? Deci veți simți cumva nevoia de libertate în toate sectoarele vieții voastre. Da? Veți simți nevoia de a vă găsi locul în propria viață, în propria existență. Ok? Bun. Așa cum v-am spus la începutul acestui video, această fază de lună nouă va avea loc în casa a patra, da? A hărții momentului. Casa a patra este casa originilor noastre, a legăturii cu familia de proveniență, cu locul în care ne-am născut, cu sfera aceasta ancestrală, a strămoșilor, da? Cu tot ce înseamnă chestiunile noastre cele mai profunde care vin pe linie maternă și paternă, da? Ei bine, la finalul lunii ianuarie, practic, în această casă, în zodia Vărsător, se vor aglomera mai multe planete. Deci, în intervalul 21-22 ianuarie, vom avea așa soarele și luna în conjuncție, da, în relație apropiată, pentru că vorbim de o fază de lună nouă și practic asta înseamnă când cele două luminari intră în această relație de conjuncție, în moment în care fac transfer de energii. Așa că tot pe data de 21 soarele va intra în semnul Vărsătorului, va părăsi Capricornul și va trece în Vărsător. Asta înseamnă că mentalul și emoționalul se întâlnesc. Unde? În casa a patra. Este foarte posibil să ne cuprindă în acea perioadă anumite nostalgii legate de amintiri cu familia, da? Cu locul în care am crescut, cu copilăria noastră. Poate că veți simți nevoia să vă vedeți cu părinții voștri, cu bunicii sau să vă vizitați efectiv locul în care ați crescut. De asemenea,
tot aici avem în acest interval de timp și Venus, Venus învărsător, care vine și amplifică, practic, partea aceasta de manifestare a creativității, de manifestarea originalității, a iubirii într-o formă nouă. Iubirea va îmbrăca o formă nouă. Va trece la următorul nivel și, practic, în cadrul relațiilor amoroase vom simți nevoia inclusiv de a ne, de a ne conecta la nivel profund cu partenerul, de a-l simți ca fiind prieten și prieten cu noi, nu doar iubit soț, da? Deci, practic, se duce la următorul nivel ideea de manifestare a iubirii. Bun. Luna, totodată... Două secunde. Așa. Luna, totodată, formează un aspect benefic cu planeta Marte, care se află în zodia Gemeni în casa 8-a. Așadar, sfera intimității, tot ce înseamnă partea de manifestare a sexualității, tot ce înseamnă parte de inițiere, de inițiativă pe planul acesta intim, dar și din punct de vedere financiar. Toate acestea sunt încurajate în perioada 21-22 ianuarie, practic. Ideea de a începe o relație nouă sau de a aduce ceva nou în cadrul relației din care faceți parte, inclusiv pe planul intim, dar și proiecte noi care pot îmbunătăți aspectul financiar din viața noastră, da? Toate acestea sunt încurajate. Deci, practic, ideile noi care ne vin și energia aceasta proaspătă a începutului ne încurajează, inclusiv ne oferă un... grad de vitalitate, inclusiv în acest sector al vieții noastre, respectiv al sexualității, al modului în care ne gestionăm sectorul financiar și, bineînțeles, la modul în care acceptăm schimbarea în viața noastră. Da? Suntem ceva mai pregătiți, ceva mai asumați, ceva mai împăcați cu ideea de schimbare, da? Și de inovație în planul existenței noastre. Totodată, luna formează un aspect pozitiv cu Jupiter, marele benefic din astrologie, care în acest interval de timp se află în zodia Berbec, în casa a șasea a hărții momentului. Așadar, pot exista oportunități noi, șanse noi, pentru a ne dezvolta, pentru a schimba ceva în viața noastră de zi cu zi. Fie că vorbim de locul de muncă, da, poate că ni se oferă șansa de a promova sau de a ne implica într-un proiect nou care să ne aducă o nouă perspectivă sau care să contribuie la dezvoltarea noastră profesională. Poate că vorbim aici inclusiv de... dorința de a include, de a începe ceva nou, un hobby nou, da? Ceva, o pasiune, ne descoperim o pasiune nouă sau pur și simplu dorim să facem mai multă mișcare, să îmbunătățim ceva în viața noastră de zi cu zi, să ieșim din rutină, da? Practic asta ni se spune cu luna nouă în Vărsător, în aspect pozitiv cu Jupiter din casa a șasea în Berbec, că avem nevoie să aducem ceva proaspăt, ceva nou, da? O schimbare în viața noastră de zi cu zi, rutina noastră, în obiceiurile noastre zilnice, că vorbim de relație, că vorbim de locul de muncă, deci tot ce implică sfera vieții noastre de zi cu zi. Și bineînțeles, obiceiurile noastre care duc către echilibru în bunăstarea noastră, în tot ce înseamnă sănătatea corpului nostru fizic, da? Deci putem beneficia de anumite schimbări în acest sector al vieții noastre, pe parcursul fazei de lună nouă. Putem iniția niște schimbări extrem de pozitive în viața noastră de zi cu zi. Totodată, luna nouă din Vărsător, în intervalul 21-22 ianuarie, formează un aspect de conjuncție, da? Cu Pluto din Capricorn, tot în casa a patra. Deci vorbim iarăși de un schimb de energie. Pluto este marele transformator, da? El vine cu
ideea de metamorfoză în viața noastră. Vine să, nu știu, să distrugă tot ce am construit noi pentru a reconstrui mult mai bine, mult mai solid, da? Vine să ne ajute să devenim cea mai bună variantă a noastră. Ei bine, pentru că vorbim de o fază de lună nouă, această energie poate fi transformată în ceva pozitiv, pentru că tot ceea ce am făcut până în prezent cu acest Pluton Capricorn care ne-a tot forjat în sfera aceasta a transformărilor profunde, acum la început de an ne ajută să concretizăm, să materializăm, fiindcă Pluto se află în Capricorn. Capricorn, semn de pământ, un semn extraordinar de benefic pentru a materializa, pentru a concretiza, pentru a pune în practică. Deci este un moment foarte bun de metamorfoză în planul acesta afectiv și socioprofesional. Este un moment în care să schimbăm profund ceva în existența noastră. Este un moment foarte bun să ne desprindem din nou de tiparele și subtiparele și toate chestiunile pe care le-am dobândit din educația primită acasă. Nu toate lucrurile pe care le-am învățat ne sunt neapărat benefice în acest moment al vieții noastre, da? Sau modelul pe care l-am avut la relația părinților noștri, sau orice alt lucru care are legătură cu educația primită acasă, cu copilăria noastră, cu traumele și rănile pe care cu toții le-am dobândit, da? Într-un fel sau altul. E bine, asta este un moment foarte bun în care să transcedem toate aceste lucruri și să schimbăm ceva la nivel fundamental, la nivel profund, da? Astfel încât să ne eliberăm de acest trecut apăsător, să-l lăsăm unde este locul, da? Și să ne îndreptăm spre viitor. Vărsătorul ne arată viitorul. Ok? Bun. De asemenea, luna în perioada menționată va forma o relație tensionată cu proaspăta lună nouă Lilith trecută în Zodia Leu, pe data de 9 ianuarie. Luna și luna neagră în relație de opoziție. Aici vorbim de... Până acum am vorbit de idei noi, de viitor, de a crea idei noi, de a ne implica în proiecte noi, da, de a face lucruri. Ei bine, acest aspect poate genera o stare de teamă. Teama, frica de a avea succes. De ce spun asta? Pentru că în intervalul 21-22 ianuarie, Lilith, luna neagră din Leu, se va afla în casa a 10-a, casa carierei, casa ascensiunii socioprofesionale, casa menirii și a vocației noastre. Și cum vă spuneam, faza de lună nouă în vărsător vrea să traseze direcții noi, rezoluții noi, obiective noi, da? Și luna nouă din Leu în casa a 10-a vine și face un pic așa niște giumbușlucuri, astfel încât să avem tendința să ezităm. Da? Asta pentru că dorința de a ne afirma, dorința de a avea succes, de a fi în centrul atenției, pot genera un dezechilibru între valorile pe care le stabilim, între dorințele noastre, nevoile noastre și această nevoie de a fi remarcați, de a ne simți validați de către cei din jurul nostru, da? În special în planul acesta socioprofesional. Dorim să ne creăm o nouă imagine, o nouă reputație. Mare atenție la acest lucru, pentru că luna neagră în Leu conferă această tendință spre narcisism, spre egocentrism. Însă, vă invit să accesați linkul de mai sus, unde veți găsi toate detaliile legate de această tranziție a lunii negre Lilith în Leu și veți înțelege mai bine
toate efectele pe care această energie le va genera pe durata în care se va afla acest semn zodiacal, da, respectiv până pe 3 octombrie 2023. Așadar, acest aspect tensionat dintre faza de lună nouă din Vărsător și luna neagră Lilith din Leu în intervalul menționat mai devreme pot crea un conflict interior. Deci este foarte important să fim atenți în acest interval, apropo de setarea obiectivelor, să fie autentice, să fie în contact direct cu nevoile noastre. Să nu ne setăm niște obiective de dragul celorlalți, de dragul de a da bine în fața celorlalți, de a ne face văzuți, de a fi validați, apreciați, aplaudați și așa mai departe. Da? Deci aceste obiective trebuie să fie autentice. Trebuie să fie în contact direct cu nevoile, cu sufletul nostru, cu pasiunea noastră, cu abilitățile noastre. Da? Deci ideea e să nu exagerăm, să ne păstrăm într-un echilibru. Și un ultim aspect pe care luna nouă din Vărsător îl formează în intervalul 21-22 ianuarie este cu mijlocul cerului, care mijlocul cerului în harta astrologică ne vorbește despre evoluția noastră profesională, da? Despre acest apogeu din existența actuală. Așadar, mare atenție la cum trasați direcțiile pentru anul ce urmează. Vă repet că este o lunație extrem de puternică, este cea mai puternică fază de lună nouă a anului 2023 și în funcție de ce veți alege să faceți acum ca și obiective, ca și rezoluții, ca și direcții, vă vor influența inclusiv parcursul vostru socio-profesional. De aceea vă invit să reflectați la acest aspect din viața voastră și pe parcursul fazei de lună nouă să reflectați, să fiți atenți la ce anume vă doriți, la ce anume proiectați, astfel încât să materializați tot ceea ce este benefic pentru parcursul vostru evolutiv. Da? Încercați să nu vă lăsați păcăliți de luna neagră din Leu, da? Să nu faceți lucrurile doar de dragul imaginii, doar de dragul ambalajului, doar de dragul ideii cât dă bine în fața celorlalți. Da? Vărsătorul este autentic. Leul, în fiind și influențat acum de luna neagră, atenție că ne duce într-o zonă de narcisism, dramatism, victimizare, egocentrism, egoism și așa mai departe. Da? Deci, claritate. Aveți în vedere aceste aspecte și încercați să intrați în contact profund cu voi ca să puteți face diferența între ce este autentic și ce încearcă să vă păcălească la nivel vibrațional, da? Încercați să alegeți ceea ce este benefic real pentru sufletele voastre și pentru parcursul vostru evolutiv. Fiți sinceri cu voi. Da? Bun. Bun, dragilor. Uitam să văd dacă aș putea să mai completez cu ceva din hărtuță, nu. Acestea fiind spuse, închei informațiile de ordin astrologic. Scuzați. Și așa cum v-am obișnuit, am să extrag câteva cărți, câteva mesaje de la cărțile Oracol. Și am să încep cu oracolul extraordinar al menirii, pentru că tot vorbim de menire, tot vorbim de setarea obiectivelor pentru a îndeplini menirea, vocația în această existență. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaj au aceste cărți pentru faza de lună nouă din Zodia Vărsător. Deja a ieșit un mesaj. Haideți să vedem dacă mai avem și altceva. Vreau să mai iasă o carte. Imediat. Așa.
Cardul care a căzut din pachet este cardul cu numărul 19. 1 cu 9, 10. Vorbim de încheierea unui ciclu. Și mesajul este recunoștința. Recunoștința este formula ta magică pentru a atrage prosperitatea și succesul. Da? Deci orice ce faceți acum la început de an, tot ce vă setați, tot ce vă planificați, faceți dintr-o zonă de recunoștință, astfel încât să amplificați toată această energie. Iar cel de-al doilea card care a văzut iasă din pachet este cardul cu numărul 4. Comunicarea din inimă. Oferă-i celuilalt o prezență reală, ascultare și vei trăi întreaga bogăție a fiecărui schimb. Iată. Da? Inclusiv din punct de vedere emoțional, relațional. Pentru cei dintre voi care sunteți interesați direct de acest aspect al vieții. Bun. Acum am să extrag un mesaj sau mai multe din oracolul magic. Haideți să vedem. Cu ce magie vine acesta pentru începutul de an, pentru faza de lună nouă din Vărsător? Se lasă așteptate mesajele din acest oracol. Și am să extrag eu două cărți. Ia să vedem. Avem odată cardul cu numărul 36, care ne vorbește despre... Mesajul vine de la... De la vrăjitoare. Magia pe care o cauți este înăuntrul tău. Las-o să curgă. Las-o să fie. Da? Vorbim despre magie, despre vrajă. Vărsătorului, în general, îi plac toate chestiunile de ordin metafizic, ezoteric. Tot ce înseamnă partea aceasta intangibilă a vieții reprezintă o fascinație pentru cei care au legătură directă cu energia zodiei Vărsător. Așadar, încercați să vă lăsați ghidați și de această magie interioară, astfel încât să puteți intra în contact cu intuiția și pentru a afla care este scopul vostru din această existență, astfel încât să vă îndreptați în această direcție. Cel al doilea mesaj vine de la cardul cu numărul 33 și ne vorbește despre tot ce înseamnă ideea de a transcende și de a iubi întunericul, de a iubi latura întunecată, da? Din noi, de a ne accepta latura întunecată, umbra care în harta momentului se regăsește în luna neagră din zodia Leu. Ea face parte din noi, această umbră, acest întuneric, da? Face parte din noi și așa cum am spus în videoul despre luna neagră din Leu, veți găsi toate informațiile legate despre cum acționează această umbră și despre cum o putem îmbrățișa mai ușor. Iar acum, la final, vreau așa, să vă puneți, să vă setați trei întrebări, da? Prima întrebare să fie legată de sfera amoroasă, a doua întrebare de planul profesional și a treia întrebare legată de orice alt plan vă doriți voi, da? Haideți să vedem. Pentru prima întrebare, de ordin sentimental, amoros, emoțional, afectiv, da? Haideți să vedem ce răspuns au îngerii pentru noi. A ieșit un card care ne spune să dăm drumul, let go, situații respective, de ordin emoțional, da? Deci este un moment bun în care să... Poate că nu trebuie să renunțăm în anumite cazuri, dar poate că modul în care privim sau gestionăm sau ne raportăm la acea situație nu este unul benefic.
și poate de aceea trebuie să renunțăm la modul în care ne raportăm la situația respectivă, modul în care ne comportăm, da? Poate nu trebuie să renunțăm la relație sau la situația emoțională propriu-zis, cât la ceea ce alimentează cu toxicitate sau cu neplăcere conjunctura emoțională, da? Haideți să vedem al doilea răspuns pentru întrebarea care are legătură cu planul vocațional, profesional, planul acesta al ascensiunii socioprofesionale. Ia să vedem. Se lasă greu cărțile. Ok. Ne mai amestec o dată, dacă nu iese o carte, am să extrag eu. Ok, nu vrea să iasă nicio carte, nicio problemă. O să dăm acum un răspuns. Bun! Și răspunsul cărții este acela de a alege o nouă direcție. Choose a new direction. Da? Fie că îți dorești să promovezi la locul de muncă, da? Să te reprofilezi în cadrul aceleiași companii la care te afli, fie că este o reprofilare din punct de vedere profesional, da? Este bine să ții cont de acest mesaj al îngerașilor și să revizuiești raportarea pe care o ai, da? Mai ales că vorbim de luna nouă în Vărsător. Da? Noi direcții, inclusiv din punct de vedere profesional. Și acum am să extrag al treilea card, care vă va răspunde la cea de-a treia întrebare, indiferent cu ce are legătura asta. Ok, și aveți asta o carte. Cel de-al treilea mesaj este abundență. Deci, indiferent de întrebarea pe care ați avut-o și de planul cu care aceasta a fost asociată, mesajul este acela al abundenței. Deci abundența vine, indiferent de planul la care v-ați raportat. Bun, dragii mei, acestea au fost și mesajele cărților Oracol. În speranța că mi-ați rămas alături până la final, vă mulțumesc din inimă și vă doresc ca această fază de lună nouă din Vărsător, prima fază de lună nouă a anului 2023, cea mai puternică fază de lună nouă a anului, ce va avea loc în intervalul 21-22 ianuarie, să vă aducă inspirația de care aveți nevoie, claritatea și ghidarea interioară de care aveți nevoie pentru a vă seta obiectivele, rezoluțiile, noile direcții pentru anul ce urmează, cât mai în acord cu intuiția, cu sufletul și cu inima voastră. Dragilor, vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!